Am constatat ieri, pentru a nu știu câta oară, că președintele Iohannis nu are nicio limită. Am avut senzația că ne-am întors în timp, în anul 2013, când un alt președinte promulga doar bugetul asigurărilor sociale de stat cu aceleași minciuni. Președintele României îl dezinformează din nou pe români, inventând explicații ridicole de ce a luat decizia de a bloca adoptarea bugetului pentru anul 2019. Este în mod evident un joc electoral pe care îl face însă pe spatele românilor. Domnul președinte Iohannis dovedește că nu cunoaște lucruri elementare când a afirmat că lipsesc 1,4 miliarde de lei de la bugetul de pensii. În realitate, după foarte mulți ani, în anul 2019, bugetul va avea un excedent de 1,7 miliarde lei ca urmare a măsurii transferului contribuțiilor de la angajator la salariați, o altă măsură pe care domnul președinte Iohannis a criticat-o, măsură care însă și-a arătat eficiența. O altă dezinformare pe care domnul președinte a aruncat-o cu nonșalanță în spațiul public este legată de mărirea pensiilor. Domnul președinte ar trebui să citească cu atenție măsurile pe care le-a luat Guvernul României, pentru că am mărit anticipat pensiile începând cu 1 iulie 2017 pentru anul 2018 și la 1 iulie 2018 pentru anul 2019, cu mai mult decât rata inflației și creșterea reală a salariului mediu brut. Dacă am fi făcut ce cere domnul președinte Iohannis și partidul său, pensiile românilor ar fi fost mult mai mici decât în prezent. Consider total iresponsabile declarațiile domnului președinte, care se joacă cu sentimentele oamenilor și creează în rândul pensionarilor îngrijorări că nu există bani de pensii, afirmație care nu are nicio bază reală. Oare ce urmărește domnul președinte prin insistența pe temele care induc nesiguranță în rândul pensionarilor? Pregătește terenul pentru vreo decizie de amputare a drepturilor pensionarilor din partea formațiunilor politice pe care le susține pe față, cum s-a întâmplat în trecut? O spun cu fermitate. Pensionarii nu au niciun motiv să-și facă griji. Așa cum ne-am angajat, vom continua majorarea pensiilor prevăzută pentru 1 ianuarie 2020, de la 1 septembrie anul acesta, așadar cu 3 luni mai devreme decât stabilisem inițial. Guvernul României are bani pentru plata pensiilor și pentru asigurarea tuturor drepturilor stabilite prin lege.